Aș vrea să vă mărturisesc ceva. Știam de câteva zile că voi ajunge în final alături de colegii mei. De unde știam acest lucru? Pentru că mi-am setat mental această dorință de a fi în fața voastră și de a vă vorbi acum despre acest subiect. Se numește socializare necontrolată. Și mi-ar fi părut atât de tare, de rău, să nu mă votați să ajung în finală, ca să vă vorbesc despre acest concept. Înainte de asta însă aș vrea să vă spun ce mi s-a întâmplat aseară. M-am dus la unul dintre băieții mei și am spus despre ideea asta a mea. Și zic, te rog, eu dăm un feedback pentru că nu știu exact ce o să spun oamenilor din fața mea. Și în stilul lui caracteristic îmi spune, zic că, păi mama, ideea ta e faină, însă tu ești cam plictisitoare. Fă ceva în sensul ăsta că tonul vocii tale este prea monoton. Haideți să vedem dacă am reușit să fac o schimbare de aseară până acum. Oare câți dintre voi credeți că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa? Omenirea cred că mai are o șansă. În spatele meu o vedeți pe Sofia, cetățeană al unui stat care de credit emis de o bancă locală și a declarat că își dorește familie și copii. Și nu pot să nu mă întreb, oare ne-au trebuit sute de mii de ani să evoluăm ca specie umană încât să creăm un robot care să ne semene? Oare omul a devenit Dumnezeu? Gândiți-vă la Sofia, precum la Eva, care este creată nu din coasta lui Adam, ci este creată de un Adam modern, care stă în spatele calculatorului. Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, a declarat că inteligența artificială este cea mai mare amenințare la adresa umanității. Cine oare, sau oare vor putea oamenii să controleze generațiile viitoare de roboți? Dar cine oare îl controlează pe Adam, cel din spatele calculatorului? Într-un studiu realizat recent, la care au răspuns 12.000 de persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, aproximativ 4.000 dintre ei au răspuns că și-ar dori o relație sentimentală cu un robot. De 3 ori mai mulți au fost bărbați, adevărat. Însă nu știm acum dacă femeile au fost suficient de sincere când au răspuns la acest lucru. Și imaginați-vă pentru o clipă un potențial scenariu al viitorului. Imaginați-vă copiii Sofiei, care pot fi copii fidele ale acesteia, la o scară mai mică. Sau de ce nu? Ar putea fi rodul iubirii dintre om și robot. Imaginați-vă copiii Sofiei cum se joacă împreună cu copiii noștri, cum merg împreună la școală cu copiii noștri, cum vor crea împreună, vor contribui împreună la evoluția lumii viitoare. Ar trebui să ne fie frică de acest lucru? Conform acelui studiu, aproape 5.000 de respondenți au declarat că le este teamă de concurența pe care o vor avea cu inteligența artificială în următorii ani. Ar trebui să ne fie frică de Sofia și de inteligența ei artificială? Cu siguranță da, dacă nu vom considera că tot ce ni se întâmplă acum chiar este real. Cu siguranță da, dacă nu vom anticipa efectele socializării necontrolate. Cu siguranță, da, dacă nu vom continua să cultivăm valori autentice pe care Dumnezeu le-a sădit în fiecare dintre noi. Hașer, cum și de la capăt, este imboldul pentru noi toți, profesioniștii de resurse umane, care suntem prezenți aici în sală, să regândim activitatea noastră în acest context. Să ducem valori precum respectul, încrederea, empatia
generozitatea, să le ducem mai departe. Astfel încât Adamul modern, atunci când programează viitoarele generații de roboți, să poarte în suflet aceste valori. Astfel încât oameni și resurse să lucreze împreună pentru o lume mai bună. Vă mulțumesc!